Grădina de vară din parcul Fantasio rămâne, după cum se vede, aceeași imagine dezolantă cu care ne-am obișnuit. După ce a ajuns pe mâna unui privat, aceasta din urmă a vrut să demoleze clădirea și să construiască un bloc de locuințe, însă administrația locală s-a opus investiției, demarând procedurile în vederea preluării imobilului.